Bună seara și bine ați dat click la un nou episod din cel mai podcast epic. Singura emisiune de sit-down comedrink din întreaga lume. Pentru că numai în Ardeal se putea inventa așa ceva. Sit-down comedrink. Ca și stand-up, dar invers. Pentru că nu venim pregătiți și nu ne ridicăm în picioare. Și unora le place, dar unora nu le place. Ne zice un băiat Marius că nu-i plac glumele noastre cu Dumnezeu. Și pentru că suntem în perioada sărbătorilor și trebuie să fim cu toții mai buni. Fii atent, știi ce am observat cu Dumnezeu ăsta? Așteptam, abia așteptam zi. Practic, Iisus are doi tați, dar niciunul nu-i biologic. Pentru că Dumnezeu cumva și-a băgat om, Sfântul Duh, și nu a contribuit cu material genetic. Și dacă n-a contribuit cu material genetic, Iisus are același ADN ca și maică sa. Practic e oița Dolly a religiilor. Prima clonă. Marius, sper că ți-a plăcut. Am altă teorie. Dacă Dumnezeu e atât de atotputernic, da? Și-a creat lumea, și-a creat și până cea mai dragă jucărie a lui omul, chiar trebuia să facă un fiu și noi să facem parte din asta, nu putea să-l facă singur. De ce i-a trebuit o Fecioară Maria? Că nu putea altfel. Deci, e foarte slab băiatul. De ce n-a făcut tot din pământ pe fiul său? Numai puțin. De ce nu s-au trosnit cu altceva de pe alte galaxii? Mamă surogată a fost. Numai puțin. Așa e. Cunoașteți expresia blestemul... Criminal. Cunoașteți expresia blestemul smochinului? Ați auzit de ea? Nu. Blestemul trabantului galben. În teoriile religioase este cea mai analizată și cea mai fără de înțeles. Teoria este în Evanghelia după Marcu. Deci e adevărată. E adevărat. Că în Evanghelie e adevărat. E adevărat. E într-o carte, mă. Se pare că lui Iisus i s-a făcut odată foarte tare poftă și foame de smochine. Și a ieșit afară, a văzut un smochin, care smochin nu avea rod. Deci nu avea smochine. Și l-a blestemat pe smochin Iisus, Mântuitorul, atâta de tare să se usuce că n-avea rod. A doua zi toată lumea a ieșit și smochinul era tot uscat. Și acum încep întrebările din teoria smochinului. Cum este posibil ca atotputernicul creatorul, prin fiul lui, să-și blesteme creația așa de tare să fie supărat că n-are smochine, încât cu puterea să zică, tati, dă-mi o smochine. Nu că a mișcat din nas ca Samantha. Da, nu. Și blesteamă de rămâne smochinul sterb. Problema este că era în luna decembrie, smochinul nu avea rod atunci. Cum să blestem tu ca Dumnezeu smochinul în lună neroditoare? Practic au făcut exagerat de Scuzați. Cred că era cu derogare. Cred că nu avea aprobare de mai sus. Deci, ori asta, nu vă mai luați după Biblie că sunt o adunătură de drogi. Gândiți-vă, peste 1000 de ani va umbla prin spațiu cibernetic o filmare cu Epic Show. Și lumea va... Și cei care vor urma mucenicii și sfinții după noi se vor închina la Sfântul Cuc, la sfinții ăștia patru. Și cineva... Da, cânta cucu de 3 ori să vă lepădați de Bob. Și pe bune, voi peste 1000 de ani o să vă luați după ce prostie au zis 400 lei băuți aici. Asta înseamnă evoluție, tati. Da. Nu vă mai luați după Biblie, mă. Asta am vrut să... Nu vă mai luați după Biblie. O citesc din... Citesc Vechiul Testament și știu pe din afară nou. Îl bat pe patriarcul peste fălci, la ce mă știu. Pe mine și zice că să nu vorbesc eu de Moș Crăciun. Da. Dar stai un pic, asta cu ce ai zis tu cu smochinul, că el... Cum îți poți permite tu, ca tot puternicul, să-ți trimiți pe pământ un fiu atât de frustrat, frate? Ăsta... Deci ai luat jucăria, te-o blestemat, mă. Dar cum se poate așa ceva? Înțelegi de ce blestemul smochinului este foarte studiat în istoria religiilor și nu se... Știi cât e de omenească chestia asta? Ca când te duci cu fata să te culci, nu ai erecție și pentru că vrei să-ți acoperi rușinea, zici, marș afară că chem poliția. Pleacă curva. Ai văzut? Asta e foarte personală, nu știu de ce n-am... Asta nu știu, eu n-am relaționat cu gluma. Am auzit-o, jur că am auzit-o. Nu e personală, eu o să fac așa ceva. Că nu-s cu ei, dar eu n-am zis nimic. I-am dat-o așa să se simtă ok. Știi, care asta nu zis-o cineva, jur. Și apropo de minciuni, minciunile, ca să zic așa, se auto-întrețin. Apropo de o minciună cu Santa Claus-ul care aduce cadouri. Mm. Eram pe la vârsta, clasa 2-a, 3-a. Copii, plecați în fața monitoarelor. Taci, mă, nu mai te explica atâta. Ca să înțeleagă de ce Santa Clausește. Lasă, da.
La un moment dat am început să bănuiesc că împart același ADN cu grăsanul acela gras care aduce grăsanul gras. Grăsanul roșu care aduce cadouri. Cum ți-ai dat seama? Am văzut oamenii maturi, nefiind subtili, au zis-o și copiii și am început să controlui prin casă. Am căutat peste tot timp de o oră, două. Într-un final le-am găsit, m-am bucurat. Erau cadouri foarte frumoase. A fost minunat. Dar partea grea a fost... Le-ai inversat ambalajele? În ajun, când a trebuit să le descoper și să mă prefac mirat. Și din ce m-au mințit ei pe mine înainte, a trebuit să-i mint eu pe ei. Oh, ce frumos! Nu mă așteptam. Minciună la minciună, minciună friend of a friend of a friend, frate. Exact. Nu te ești un murdar. Cezar, câte minute avem? 5. Aș dori să vă spun numai că... Numai că uit o idee. Tibi are dreptate, să nu mi-o uit. Deci, nu. Da, știu. Lăsând asta cu Santa Claus și cu Close Up și cu el e roșu, căciouăle, că Iisus sânge... Nu e adevărat. Coca-Cola așa de prostii. Știți de ce Santa Claus ăsta al vostru are hainele roșii? Nu. Pentru că el în prima dată când a apărut a fost totul alb, nu? Bastru. Da. Pentru că e singurul care a scăpat de framurțul polar. Aș dori pe această cale să ne cerem scuze tuturor telespectatorilor cu pretenții. Da. Pot să vă spun când am fost moș la grădiniță și m-a trecut caca. Pot să vă spun ce am pățit odată când m-am dus moș. Te rog. Oh, Dumnezeu. Dar nu termin cu manca ca pe mine. Nu. True story. Deci nu true termin story. De Crăciun așa frumos. Ăștia sunt răi de la grădiniță pentru că uai de cap, părinții meu. Încă vor să corecteze ceva la copil și îi spun moșului ce să le zică. Uai și mi-a spus moșul că de ce te cerți cu sora ta și ești rău. Eu am murit pe interior pentru că eu știam că ea-i de vină. Și moșul, dacă nu cunoaște adevărul, păi ce dracu mai știe el? Și să întâlnesc pe ascuns, unde îi zice la moșul. Dar ăla, moș Crăciun, săracul, cât te aud urechile lui, îți dai seama cât se încarcă. Hai de capul meu, săracul. Și zic cu... M-am dus, trai, băiatul din vecin care ne schimbă roțile, o zis, Bobiță, trebuie să vii la copiii mei. Zic, hai. Îmi iau costum de la mișto, mă duc în mănășturi la o grădiniță. De ăla de ai scăpat de framursul polar. De ăla roșu. Mă îmbrac tot și zic, aveți undeva... Mă simțeam așa prin stomac o chestie, dar m-aș și gândit, mă, n-are rost, adică nu, adică pot să țin. Iar mai bag o pernă aici, mai bag o pernă acolo, strâng centura aia, copii m-au trecut la baie, dar m-au trecut la baie, nu în jucării, m-au trecut la baie. Și în final, am stat de vreo două ori așa și zic către una dintre educatoare, numai puțin, că trebuie neapărat să-mi aranjez barba și aveți o toaletă. Și zice, de acolo, da, aici pe hol, în dreapta. Copiii intru într-o de-aia, închid ușa, văd WC-ul, mă trântesc pe el. No, am ridicat barba și pornul să nu mă piși pe ea, mă. Și m-am pus și stăteam așa cu barba și stăteam și nu. No. Așa căchiță bună am făcut. Fac. E așa greu, vă dau cuvântul meu. Iarna, frig. Buzdugan, tipul buzdugan, că știu. Da. Într-o grădiniță din... Tipul buzdugan, într-o grădiniță din mănăștur. O aud pe aia la ușă. Nu, e ăla care se ține. Da, s-a gata pe interior. Și zice, festiv, o festiv. Aud la ușă, moșule, suntem gata copiii, colindă, vă așteaptă. Și tu? Eu toate mă de numă. Ok, zic, oh, bine moșul, imediat, acum se pregătește cu sacul cu cadouri. Dar n-a mai ieșit un o și din spate, Dar nu e aia problema. Și moșule, voia să zicem că n-ai hârtie, de fapt. Exact. Chiar n-aveai. Termin să, pe cuf, să nu mă ridic de la barbă. Masa asta. Nu-mi zic că te ștergi cu barba, că e, lasă, ce zici cum e tine asta. Nu. Era lângă mine o baie, o chiuvetă de aia adâncă. Nu, dar Cristina n-a mai primit nimic anul acela. o chiuvetă de aia, de, nu de inox, de aia de fontă, lipită. Avea de perete. Apă. Apă cu un singur robinet rece. Și m-am uitat așa în jur. Okay. Două halate. Asta e evoluție deja, mă. Ok, deci am avut. Barba, perna, costumul de moș și un pic de apă rece la un robinet de la vechi cu desfăcător. Data viitoare iei sacul cu cadouri cu tine. Și copiii trebuie să învețe ce înseamnă transparența. Că n-au secrete între ei, nu o să mai primească ambalaj la cadou. Eu m-am gândit că iese cu barba așa un pic aici, maro, și să întrebi copiii, moșule, ce e acolo maro? De la țigări. Dar la capătul celălalt. Nu, în orice caz, normal că m-am descurcat. Ce frumos e de Crăciun acum, am dat seama. O mare student. Ideea e că m-am dus, un alt lucru și pentru asta foarte mult le condamn pe femeile de servici din grădiniță și din școli care fură inclusiv detergentul, puteți să lăsați un pic de săpun lângă chestiile alea. Că numai cu apă
știi un pic așa, nu-i cum trebuie, no, anyway. Nu știi când îi trebuie moșului. Da. În orice caz m-am dus, am intrat, de două ori colindat copiii tot setul până am intrat, am intrat, am făcut show, a fost bine, i-am pus pe genunchi pe fiecare și pentru că părinții se uitau așa un pic dubios, no, am mai întrebat pe careva acolo, dragi moșului, cine vrea la baie? Ai acoperit mirosul cu niște copii? Nu cred. Nu că dă cu spre eu, trimite niște bine și niște mergeți, faceți ceva pe acolo, să creadă că e de la voi. Făceți-vă îngeraș, dați din aripi. Repede, dați din aripi, repede. A fost ultima dată când am făcut moș, mai doamne, cac o treabă. Asta nu înseamnă că nu-s dispus, că acum măcar umblu cu șervețele la mine, mi-e mai simplu. Și umede. Doamne, iartă-mă. Îmi pare rău. Așa mai bine. Story de Crăciun. Zile la revedere. S-au făcut 10 minute și tocmai începusem atât de suav și frumos. Noapte bună, copii. Sper că nu vă aștepta să vă aducă ceva moșul. Mai bine să nu vă aducă, după ce am auzit. Mai bine să vă ducă. Am lăsat link-ul mai jos. Trebuie link? Să ne doneze banii în numele Artei. Petroleus. Petreus. Petroleus 3. Cum îi zice? Patreon. Frații Patreone. Patreon? Patreon. Cu E? Da. Îl scrie aici în timp ce vorbim? Da. Ce da. Prost și mai bine mă și îl citesc. Mai în față. Un pic... Că e 3D filmat. Acolo.